Salut! Ziua 3. Mai bine zis, seara numărul 3. Sau noaptea cu numărul 3. În fine, este aproape miezul nopții, de aceea și frezda, și moaca, și energia, dar nu se poate fără. Mi-am propus să fac, asta fac, ca să-mi demonstrez că pot, indiferent cât de greu mi-ar fi. Astăzi am citit de la pagina 40 până la pagina 57, și mi-am notat următorul citat. Stai că încerc să fac cumva ca să fie bine. Așadar, următorul citat. Un obicei nu doar produce rezultate, ci te învață ceva extrem de important, să ai încredere în tine. Vei începe să crezi că poți face un lucru. Când voturile se adună, iar dovezile încep să se schimbe, ți se vor schimba și convingerile. Și aici am făcut o paranteză pentru a prezenta la ce se referă cuvântul voturi în contextul acesta. Fiecare acțiune pe care o întreprinzi este un vot acordat trăsăturii pe care vrei să ți-o însușești. Și este foarte adevărat. Pornind de la ideea de Atomic Habits, schimbări insesizabile în viață. Cu fiecare schimbare pe care, și nu neapărat schimbare, cu fiecare repetare a obiceiului care știi că te va duce spre un rezultat bun, deci de fiecare dată când repeți acel obicei, prinzi încredere în tine, în puterea ta de a schimba ceva în bine în viața ta. Sau în puterea de a deprinde noi abilități. Fie că vorbim despre dorința de a slăbi sau dorința de a învăța ceva nou sau de a avea sau de a porni spre o carieră nouă, fiecare acțiune pe care tu o faci în acest sens și o repeți și o cimentezi, este o dovadă că poți să faci chestia asta. Așa că este încă un vot în plus adăugat acestei cărți minunate și abia aștept să văd ce voi descoperi mâine.